De la începutul anului și până duminică 3 aprilie, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș a efectuat 5 transplanturi de inimă și fiecare dintre ele a fost un real succes. Pacienții se simt bine, a declarat presei profesorul dr. Horațiu Suciu, șeful clinicii de chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului Inimii. Ultimul pacient a beneficiat de o inimă nouă și sănătoasă duminică 3 aprilie. Doi pacienți sunt deja externați, unul a fost transferat pe secție, deci practic este înainte de externare. Al patrulea pacient, practic, este pacientul numărul 3, dacă bine țin minte, cel cu transplantat de pe inimă artificială. Este în continuare în terapie intensivă, la aproximativ 40 de zile după procedură, dar este într-o stare stabilă și evoluția este îmbucurătoare. Cei mai mulți pacienți care au beneficiat de transplant de cord sunt tineri, pentru că insuficiența cardiovasculară se agravează și evoluează mult mai repede la ei decât la vârstnici. Am avut situații când pacienți în vârstă de peste 50 de ani au stat pe listă 3-4 ani până la momentul transplantării cu într-o stare relativ bună. Tinerii, în schimb, se degradează foarte repede și toți acești 5, practic, tineri, pentru că toți, mare majoritate, au fost tineri, 2 cred că au fost în jur de 45, toți acești pacienți i-am operat practic în urgență și donatorii au fost tineri toți și atunci practic donator tânăr în principiu trebuie să beneficieze un receptor tânăr. Programul Național de Transplantări, care este finanțată și activitatea de transplant cardiac, oferă intervenții gratuite pentru pacienții asigurați, deci nu presupune niciun cost.